Jocul de astăzi a evoluat pe măsura mizei. Jocul pentru comunicare și pentru campul pe care îl vor avea de acum înainte echipele. De aceea, iată-ne în fața punctului decisiv. Dacă este adus de Starlin sau Sebastian pentru Faimoș, poate să aducă ștafeta, pentru că da, este 9 la 8 pentru războinici. 3, 2, 1! Intră în forță acolo Sebastian Chitoșcă și basketbalistul și jucătorul de baseball, Starlin. Iată-i cum sunt băieții acolo, ieșiți împreună, dar cu un pic mai avansat Sebastian. Din primul bazin, e o succesiune de două bazine, cu Nora a ieșit acolo Sebastian primul. Depășește mai departe, a trecut pe sub un panou fix acolo Sebastian înaintea lui Starlin. Viteză foarte bună de parcurs, accelerează practic în noroi Sebastian. Iată, foarte bună tenacitatea lui și determinarea de a ajunge la proba de final înaintea lui Starlin. Forțează și Starlin. Pe margine este Andrei, care îl impulsionează pe Starlin. Cosmin este acolo, cum a fost pentru toți coechipierii, este și pentru Sebastian. Pe rampa cu noroi este Sebastian, are un avans destul de important de Starlin. Trage tare Starlin pe rampa cu noroi, ajunge și el acum. Mai are puțin. N-a reușit să aducă punct niciunul dintre ei, nici Sebastian, nici Starlin, însă aruncările, loviturile cu piciorul a mingei sunt practic specialitatea lui Sebastian. Să vedem dacă își va împini cu stângul o lovitură. N-a fost suficient de puternic acolo, a prins un pic din sol. O nouă lovitură cu latul, frumos în coșul din stânga, a introdus Sebastian o primă minge. O a doua lovitură ratată, alege tot cu piciorul să dea. Lovituri foarte bune, aruncată în același cos Sebastian, nu se pune acesta. A doua minge. A introdus acolo Starlin o primă minge, pot arunca și cu mâna, băieții aleg însă cu picioarele din nou să lovească piciorul. Aruncă Sebastian, introduce Starlin acolo o nouă minge. Două mingi la Starlin, două la Sebastian, trei la Sebastian, avem ștafetă! Aduce Sebastian pentru Faimoș ștafeta! Zani, știi că ștafeta e la tine. Da, dar nu-i ștafeta. Bă, dă mă, ștafeta, nebunule, ce ai? Scuzați-mă, băgame. Voi doi, iar, Ana și... Hai cu Asebi, că... Sebi, te felicit. Vino cu Asebi. Sebi, 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 Sebi. Bravo, Sebi. Bă, omule, păi dau să facă să faci întoarță. Păi și ce da? Nu știu, la asta mă gândeam, să se ducă Melina? Nu! Tu mai repede! Dacă se duce să duci cineva cu avantaj și dacă intru la egalitate cu ăsta, cu cine o fi? Ce am simțit cu ăsta? Mult. Am jucat cu Zani și am apucat, doar că a fost primul joc. Cine a dat mai rapid, cine a dat mai... Și eu am simțit finalul, să știi. Eu în albăt cu... Era și-o terminat. Între toți, te duc o dată, 9-9 între Faimoși și Războinici. Avem ștafetă! Uitați-vă la ei voi cei de acasă, atât pe Faimoși cât și pe Războinici. Arată exact ca niște luptători adevărați, pentru că miza este jocul pentru comunicare. Ei bine, aș vrea să vă invit, dragi Faimoși, dragi Războinici, să faceți un pas în față cea mai bună fată și cel mai bun băiat din ambele echipe. Pe umerii Anei și a lui Zani de la Faimoși, lui Cindy și a lui Andrei de la Războinici, stă acest ultim punct, tranșarea ultimului punct de la jocul pentru comunicare de astăzi. Vreau să vă întreb cine face proba de final. Zani la Faimoși, Andrei la Războinici. Ei bine, ne mai rămâne un singur lucru, să vă spun faptul că primele pleacă fetele, urmează să parcurgă întreg traseul, așa cum ați făcut-o până acum, traseu de noroi, până ajung să ridice cele două steaguri, semnal pentru băieți să intre pe traseu. Cei desemnați să facă proba de final, în cazul Faimoșilor Zani și Andrei, vor introduce câte o minge în câte un coș din cele trei aflate la capătul rampei. Este obligatoriu, așa cum știți, ca una dintre mingi să fie introdusă cu piciorul. Ne mai rămâne doar să vedem pe care parte veți concura și asta facem acum. Roșu alege!
Da. Pe partea aia dreaptă. Adică nu asta, cealaltă. Exact cum sunt mințile. Roșul alege partea stângă a traseului la venirea la proba de îndemânare. Iată, sunt fixate perechile de luptă să înceapă ștafeta jocului de comunicare de astăzi. Baftă tuturor! Noua la nouă înseamnă ștafetă la Survivor. Ștafeta a fost adusă de faimoși războinicii. Le țin piept. Avem o ștafetă mixtă. Ana cu Zani, Cindy cu Andrei. Primele pleacă fetele. Ana, Cindy. 3, 2, 1. Intră pe traseu fetele. Este un rematch. Este re-rematch, de fapt, pentru că au mai jucat fetele de două ori. Cindy n-a reușit să aducă punct cu Ana. Ana are 3 puncte aduse și cu Cindy și cu Melina. Însă iată cum trag tare acolo fetele, pentru că trebuie să ajungă să ridice acolo un steag. Este 9 la 9. Faimoșii au revenit. Jocul este pentru comunicare. Și de astăzi avem și o miză suplimentară. Campul, insula sau jungla. Se vor decide toate aceste lucruri în mai puțin de câteva minute. Trage tare acolo Ana pe margine. Cosmin pentru Ana la susținere. Sorin pentru Cindy. Foarte tare trage acolo Ana. Ana a adus 3 puncte din 3 intrări pe traseu. Cindy a pierdut în fața Anei de două ori, cum spuneam. Iată, înaintează acolo, se strigă Ana campioana de către faimoși. Cindy, de asemenea, are susținerea băncii sale. Pe rampa cu noroi sunt acum acolo ambele fete. Ana trage tare, Cindy, de asemenea, ca la trupele speciale, cum spunem de atâtea ori. Iată, prima care ajunge mai repede de la plasa, e un nisip foarte fin de culoare gălbuie. Se aruncă Ana acolo. Prima care ridică steagul este Ana. Pleacă Zani pe traseu. Pleacă și Andrei, a ridicat și Cindy. Pleacă băieții, este rândul lor. Ei sunt și cei mandatați să facă proba de final. Pe umerii lor va fi proba de final. La înălțime acolo este Zani. Are două inele, unul roșu, unul albastru. Și l-a purtat Zani înaintea lui Andrei. Este foarte importantă această deplasare în viteză, pentru că secundele de la proba de îndemânare vor face diferența între a câștiga sau pierde această ștafetă. Iată-l pe Zani acolo, care trage tare de pe margine. Cosmin îi spune că este mult în spatele lui. Andrei nu este chiar așa de departe, însă totuși este important pentru psihicul concurenților în acest moment. Tensiunea atice, cote paroxistice, pentru că este jocul pentru comunicare. Vor putea să primească în timp real să comunice prin mesaje, text cu prieteni. Echipa care va câștiga, iată, trage tare Zani, se blocase acolo Andrei. Primul care ajunge la proba de final este Zani. Pe umerii lui, rezolvatorul de ștafete este Zani. Sau Andrei reușește să o facă înaintea lui. O lovitură înaltă acolo a prins Zani cu latul. Prima minge introdusă, ratează. A doua minge introdusă de Zani, a introdus una și Andrei. Ratează. Două mingi introduse de Andrei. Ratează acolo Andrei, ratează și Zani. Extraordinar final la Survivor. Ratează acolo Andrei, este replica lui Zani. Ca la bowling, cu înălțime. Reușește să introducă. Câștigă jocul pentru comunicare. Zani pentru faimoși. Au revenit de la 7-3. E 10-9 pentru faimoși.
3! Da, la gata! Valentul mai bună ca tine nu era. Pentru că Sorin dacă se ducea, sănătate! Că a apucat să dea. Știi, Adriana, ce a apucat să dea. Adică cea mai bună variantă ai fost tu. Nu deci, e una mai bună. Deci, în primul rând, m-ai dat prost. Ai ajuns bine, ultimul bol, pur și simplu de confiață, dar tu un pic mai moale. Și nu e de vina ta. Momentul. Așa că e tu linisit. Să mă concentrez. Am văzut că doar... Frate, e da bine. Tu ești cel mai bun, bă. Să mor. Tu meriți. Bravo, bravo. Ești un șef. Bravo. E șeful Luzador, bă, bravo. Da, e șeful. E Dumnezeu, băiețaș. De la 7-3! Chiar băieți așa. Am câștigat jocul, dar am... Din păcate am pierdut ceva, că s-a lovit el, dar... Lasă-mă, băieți, bă, stați liniștiți că jucați voi. Bă, ziceți că am câștigat un drag, bă, băieți. Asta e vorba de sănătate, bă, asta e cea mai importantă, bă, cu-nele jocuri. Lasă, jucați voi, poți să pierzi 10 jocuri, dar să faci de tăi. Vă spun singur lucru, toți să avem drumul nostru, tati. Câte gestați stăm, când mai des sau nu stăm, important este să rămâne la fel. Uite cum ne-am jucat noi acum, uite ce frumos ne-am jucat. Mi-am pierdut la un moment dat speranța și voi mi-ați dat, mai ales tu. Tu ești cel mai bun, mă, prost. Ce sens eu? Băi, mi-am pierdut una din jumătate de oră. Tu ești cel mai bun. Tu ești cel mai bun. Ce mi-a plăcut mie cel mai mult? Aaa, două bun. Mai zis, mă, să mergem acasă. După ce te-am zis că nu vreau să cumpăr că-i chem, că ai intrat că-i chiar de două. Ia să facem aia cu musa. Bine, bă! Vine, aici, să ne vadă ei. Bine, bă! Bă, cum ai ajuns să copiezi și un salut? O rugăciune, orice de la noi, așa scopie și melodie. Vezi că stă bine așa, zici și Batman, frumos. Dar vezi că nevastă ta mă place, presimt asta. În al doilea rând, asta e părerea ta. Jocul pentru comunicare al săptămânii a fost câștigat la ștafetă. Vă rog să-i priviți atât pe faimoși cât și pe războinici. Face cât 1000 de cuvinte această imagine. A fost câștigată la limită, dar iată că este victoria lor, de către faimoși! Bravo! Felicităm pe faimoși, felicităm pe războinici! Cindy, ai făcut parte din ștafetă, ai ridicat steagul albastru deasupra capului, s-a deplasat Andrei. Cam târziu și steagul ăla. Astăzi nu știu ce am... A fost cea mai proastă zi de când sunt aici la Survivor. Mai ales când văd finalul de minge, îmi vine să mă dau cu capul de pereți. Și urez taseul ăsta, m-am și accidentat. Și nu știu, astăzi sunt foarte nervoasă, am o stare proastă, îmi pare rău. Mă simt vinovată pentru că astăzi am pierdut acest joc. Mulțumesc, Cindy! Cindy, sunt înfrângeri și înfrângeri cu gust amar, însă sunt și victorii și reveniri. Albert. Albert, ați pierdut. Era 6-2 la un moment dat. Ce s-a întâmplat? Nu știu, domnul Dan. Chiar pot să vă zic că nu știu ce s-a întâmplat. Efectiv, demergea atât de bine și eram atât de propulsat spre jocul ăsta, pe 10-l ăla și nu a intrat deloc. Nu știu ce naiba s-a întâmplat. Am ajuns iar la ștafetă, iar am pierdut la ștafetă. Nu știu ce am făcut. Asta e. Nu a fost să fie nici astăzi. Nu știu ce să facem. Adică... Chiar i-am văzut pe toți cum și-au dat totul până la sânge. Avem sânge pe noi, avem... Nu știu ce să mai facem, efectiv. Nu știu. Asta este. Sper, o să trecem și peste jocul ăsta. Ar fi fost frumos să câștigăm astăzi, să urmăm victoria de ultima dată, de la al doilea joc de imunitate, dar nu a fost să fie. Trebuie să mergem mai departe, că nu avem încotro. Din păcate, ei se vor bucura de acei saci de dormit. Și vor avea și comunicare cu prieteni. Data viitoare, altceva n-am ce să zic. Mulțumesc. Mulțumesc, Albert. Andrei, ai făcut parte din ștafetă. În mâna ta a fost la min de secundă, practic, a fost Zani, dar a câștigat, iată. Cum simți această înfrângere? Bună, Dan. Îmi pare extrem de rău. Am dat totul pe traseu, dar la final n-a fost să fie.
Vreau să-mi cer scuze față de echipă dacă am dezamăgit pe cineva. Ei au avut încredere în mine și m-au trimis la ștafetă împreună cu Cindy. Din păcate azi n-a fost să fie, am fost pe aproape, dar asta e, sunt zile și zile. E vina mea oricum. Îmi pare foarte rău că am pierdut, dar rămâne cu capul sus și suntem concentrați pe următoarele jocuri. Am pierdut azi, dar asta nu înseamnă nimic, vom reveni și mai tare pe parcurs și asta e, cu Dumnezeu înainte. Mulțumesc, Andrei. Sorin? Văd pe chipul tău, se citește istoria acestui meci pe chipul tău, cum se vede pe toate corpurile voastre. Iată o înfrângere, ce simți? 6-2, 7-3, au mers pasele, au mers mingile înăuntru și de la un punct încolo au reușit să vină la ștafetă și să vă bată. Cred că orice cuvânt a spune acum nu mai are niciun rost. Nu știu ce aș putea să mai spun. Nu înțeleg ce se întâmplă de la 6-2, de la 7-3 să-și revină faimoși în fața noastră, ceea ce nu puteau niciodată, n-au avut niciodată puterea de a întoarce scorul. Este al treilea meci în care ei întorc scorul și reușesc să ne bată. Poate este o strategie greșită a noastră. Nu știu, chiar nu știu ce să mai zic. Sunt dezamăgit și nu... Cuvintele sunt de prisos. Mulțumesc, Sorin. Faimoșilor, iată că v-ați adjudecat această victorie la ștafetă din nou și din nou ștafeta a fost pe umerii perechii Ana Zani. Zani, cum a fost înainte să intri pe traseu când ai văzut steagul roșu ridicat? M-am simțit foarte bine. Nu știu ce aș putea să spun. Am avut foarte mare încredere în Ana. Sunt foarte mândru de ea. Noi ne cunoaștem dinainte, cu 5 zile de această competiție. Ne-am prietenit la probele medicale. Și am avut încredere că va ajunge înainte. Mi-a obținut un avans de câteva secunde, de care aveam nevoie, pentru că și războinicii sunt destul de buni. Mă bucur că am câștigat. Credeai în victorie, Zani, în momentul în care erai la start acolo? Am uitat să spun asta. Mi-am pierdut speranța. La 6-2 eram dărâmat total. A explodat acolo. N-am vrut să dau vina pe nimeni, am înjurat. Am avut un moment în care nu mai voiam să intru pe traseu. Și Jadur și cu Morușanu mi-au ridicat moralul. Cumva cu forța, că n-am vrut să mă iau după ei. Dacă îndesipă în ureche, faci ca ei numai să... Și m-au ridicat ei de jos și au spus că se poate, deși crezi că așa trebuie să vorbești. Hai că se poate, ai calea. Eu n-am crezut că vom câștiga și uite-ne aici, chiar se poate. Uite ce înseamnă un sprijin moral. Echipa. Uite ce înseamnă să echipa te susții și de pe bancă. Super uniță, chiar. Ana, tu ai adus, iată, steagul roșu deasupra, i-a fost semnal pentru Zani să plece. Cum ai simțit? Credeai că vei ajunge înaintea lui Cindy? Domnul Dan, mă bucur foarte tare că am făcut parte din această ștafetă. Eu, spre deosebire de Zani, nu mi-am pierdut speranța nici măcar o secundă, nici măcar când eram conduși cu 7-3. Am crezut până la ultimul punct că vom câștiga, mi-am dorit lucrul ăsta și sunt foarte fericită acum că am câștigat. Ce să vă zic, meciul ăsta cumva le arată războinicilor ce înseamnă echipa faimoșilor. Cam asta înseamnă. Deci să avem puterea de la 7-3 să întoarcem scorul și să câștigăm. Felicitări și vouă! Felicitări! Da, Sebastian, ai adus ștafeta? Au fost acolo niște pase, niște asisturi. Nu intra mingea, ce se întâmpla și dintr-o dată ai reușit să aduci ștafeta. Punctul important, un punct crucial în evoluția scorului astăzi. Domnul Dan, vreau să fiu sincer, mă bucur că am câștigat, dar eu astăzi la joc am venit foarte demoralizat, nu mă așteptam să aduc nici măcar punctul ăsta. Când zic că n-am o problemă că sunt nominalizat, așa este că nu am o problemă, dar în suflet mă doare. Trebuie să recunosc. Sper din toată inima să nu plec acasă, pentru că echipa asta, nu știu, chiar dacă vrea, chiar dacă nu vrea, mai are nevoie de mine aici, pentru că... Am demonstrat întotdeauna când am intrat pe traseu, indiferent de divergențele din camp, că am dat totul. Chiar și astăzi, în care eram
psihic 50%, să zic, ca să nu zic mai puțin. Asta ca să fac o paranteză. Am vrut să aduc punctul din suflet pentru Cătălin Moroșanu. Cum Zani și-a pierdut speranța la 6-2, eu nu mai aveam deloc. Eram pierdut total. Dar după ce am văzut că Moroșanu s-a accidentat și pentru că am fost lângă el acolo, am văzut de ce s-a accidentat. S-a accidentat pentru că s-a aruncat ca un leu în acel nămol cu piciorul. Și am zis că dacă omul ăsta, la vârsta pe care o are, se aruncă așa pe traseu pentru un punct, eu trebuie să o fac la fel când o să intru următoarea dată. Am făcut-o pentru el, în primul rând, în al doilea rând pentru mine și în al treilea rând pentru a-mi ajuta echipa să o duc la ștafetă și sunt bucuros. Bravo! Mulțumesc, Sebastian! Cătălin Moroșanu, autorul moral al acestei victorii, iată că ai fost menționat și Zani spune, și sigur că și Jador, dar pe tine te-am auzit și noi aici, cum i-ai susținut, te-ai accidentat și părea că e închisă. Nu pentru Cătălin Moroșanu, cum simți această victorie? Dane, trebuie să vadă o Românie întreagă cum noi ne rupem picioarele aici pentru un punct la propriu și la figurat. Dane, după cum vezi, sunt mândru de echipa mea, acum alții o să râd de echipa mea, dar sunt mândru de echipa mea pentru că au demonstrat că au dus arta războiului la următorul nivel. Faimoșii au demonstrat că sunt o echipă foarte puternică și vă garantez că până la finalul jocului Războinici o să aibă o viață foarte grea cu noi. Eu vreau să-i mulțumesc încă o dată pentru tot ce au făcut și în primul rând au făcut pentru ei, nu pentru mine. Și faptul că și-au revenit psihic, asta înseamnă că Survivor va fi, nu tare, va fi super tare. Așa că stați cu ochii pe noi, pentru că vă așteaptă multe, multe surprize fericite și echipa Războinicilor. Și încă o dată, bravo, forța Survivor! Felicitări tuturor vouă, faimoși și războinici! Forța Survivor! Mulțumesc! Încheiem această zi cu totul și cu totul spectaculoasă. Voi, faimoșilor, veți merge în locul special amenajat pentru a vă putea bucura de premiul de comunicare. Este vorba despre posibilitatea de a comunica în timp real, prin mesaje text cu un prieten. Ne revedem la următorul moment de la Survivor, Consiliul de Eliminare. Acesta a fost jocul de comunicare al săptămânii. Vă mulțumim pentru vizionare! Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici, mai multe clipuri aici sau aici.